Nici inspectorii de patrulare care veghează pe drumurile naționale nu-i mai sperie pe șoferi care continuă să încalce regulile de circulație. Mai mult atunci când sunt prinși, aceștia încearcă să-i mituiască pe oamenii legii. Este și cazul a 6 conducători auto denunțați de către ofițerii Inspectoratului Național de Patrulare, Serviciului Protecție Internă și Anticorupție. Astfel, mai mulți șoferi le-ar fi propus agenților de patrulare mită între 100 și 300 de lei pentru ca aceștia să nu întocmească procese verbale. Ты же знаешь, что взяла деньги. Что говоришь? Ты же знаешь, что это незаконно. Знаю. Ты же видишь, что я не злостный нарушитель. Как бы раз на раз можно простить. Un alt șofer, stopat pe un drum din Anenii Noi, ar fi încercat să mituiască un agent de patrulare care l-a prins la volan în stare de ebrietate. Un conducător auto a propus inspectorilor de patrulare mijloace bănești în sumă de 914 lei pentru a nu fi documentat pentru conducerea mijlocului de transport în stare avansată de ebrietate. Toți bănuiții sunt documentați pentru corupere activă, riscă pedeapsă cu închisoare de până la 6 ani și cu amendă mărime de la 100.000 la 200.000 de lei. Menționăm că în perioada 24-25 mai, în nordul țării, inspectorii de patrulare au documentat și amendat aproape 400 de șoferi care au încălcat limita de viteză. Din numărul total de conducători, 8 au fost înregistrați cu aparatul radar în timp ce circulau cu peste 100 de km la oră în zone în care limita este de 50 de km la oră. Conform legii, șoferii care depășesc limita de viteză sunt sancționați cu amendă de până la 1.500 de lei și 5 puncte de penalizare.